Adriana Bahmuțianu i-a impus noului soț o listă cu reguli. Ce drepturi are George Restivan? Adriana Bahmuțianu și George Restivan s-au căsătorit de curând în mare secret. Prezentatoarea de televiziune deja i-a trasat o listă cu obligații soțului ei. Partenerul ei de viață are și anumite drepturi. Adriana Bahmuțianu și George Restivan s-au căsătorit de curând, iar ceremonia religioasă a avut loc într-o biserică din Cernăuți, Ucraina. Cei doi au organizat evenimentul în mare secret și au decis să se îmbrace în costum popular. A trecut aproape o lună de la nuntă, iar prezentatoarea de televiziune deja i-a trasat o listă cu obligații și drepturi soțului ei. Mai mult decât atât, Fosta soție lui Silviu Prigoană a mărturisit că actualul ei partener de viață a fost de acord cu toate condițiile. Să nu aibă comportamente gen gelozie, să nu critique, să nu abuzeze fizic, economic, emoțional partenerul, să nu manipuleze, să își asume greșelile, să nu intre în competiție cu partenerul, să nu bârfească, să nu facă echipă cu prieteni împotriva partenerului, să țină cont de părerea acestuia. Să aibă o igienă adecvată și să păstreze casa în curățenie, să respecte nul celuilalt, să nu permită familiei extinse rudelor să intervină în familie, să stabilească, împreună cu mine, obiectivele. Familiei, să nu creeze conflicte, mai ales în fața copiilor, i-a cerut Adriana Bahmuțianu soțului ei. Ce drepturi are George Restivan în căsătoria cu Adriana Bahmuțianu? Adriana Bahmuțianu nu i-a impus lui George Restivan doar o serie de reguli pe care să le urmeze, ci a întocmit și o listă cu drepturile acestuia. Prezentatoarea de televiziune a explicat că partenerul ei de viață poate să-și spună oricând nevoile și dorințele pe care le are. De asemenea, el poate lua singur decizii în ceea ce îl privește, fără să se consulte cu soția sa. Să comunice asertiv, să-i se recunoască granițele, să primească și să dăruiască iubire, să fie empatic, să nu permite abuzuri și violență, să se încurajeze pe sine și restul familiei, să ia singur hotărâri în ceea ce îl privește, să refuze partidele de amor dacă nu vrea, să se pună pe primul loc în viața sa, să primească și să dăruiască iubire, să-și asume greșelile și consecințele, să fie fidel, să-și spună nevoile și dorințele, a declarat Adriana Bahmuțianu pentru Cancan. Can,